Recent, pe strada Tudor Vladimirescu din Roman, în zona fostului bloc NATO, s-a dat startul unor lucrări de amenajare, proiectul vizând crearea de parcări, de alei și de spații verzi. Nemulțumirea a venit din partea unei femei domiciliate în zonă, care spune că nu toți locuitori au fost consultați cu privire la noile modernizări și că lucrătorii firmei constructoare au distrus gardul viu plantat de locatari, dar și unele spații verzi amenajate de zeci de ani. De cealaltă parte, edilul municipiului a precizat că la vizita efectuată în teren, toată lumea părea să fie mulțumită. În plus, unii vor cât mai multe parcări, alții spații verzi. Eu am fost prezent în teren după ora 16, tocmai pentru a încerca să mă întâlnesc cu cei din zonă. În cadrul audienților mi-au solicitat acest lucru și tocmai de aceea am programat. Am zis că voi veni mai spre după amiază ca să poată fi cât mai mulți prezenți. Au fost relativ mulți sau aproape de la fiecare bloc din acea zonă au fost prezenți și chiar am trecut pe la fiecare bloc că sunt într-adevăr anumite probleme și probleme chiar dacă nu țin neapărat de primăria municipiului sau primăria trebuie să le rezolve, considerăm că putem să le acordăm un sprijin sau să-i coordonăm sau să putem să facem ca lucrurile să meargă mai repede. Mai sunt câteva probleme și cu unele garaje, știți că în general aici locurile de parcare și garajele sunt o zonă sensibilă în Roman și se ajunge că pe un loc de parcare să noi beneficiem de o chirie importantă în urma unor astfel de competiții, în urma procedurilor. Asta este, dar lumea e foarte... Da, e o concurență. Cei care s-au adresat nouă referitor la această zonă se lamentau în privința desființării spațiilor verzi. Deci nu se refereau nici la parcări, nici la alei, nici la... Zonele care au fost amenajate sunt exact cele care au fost identificate și stabilite prin proiect, rămânând și zonele verzi au fost desființate într-adevăr acele structuri de beton vechi pe care treceau conductele de la centrala termică și erau în mijlocul acelei zone de, să zic eu, de acces, unde s-au creat locuri de parcare. Locuri de parcare care ați văzut că sunt făcute cu dale ecologice, tocmai pentru a se putea dezvolta ori vegetație, ori a se infiltra apa. Sunt, bineînțeles, și solicitări pentru cât mai multe locuri de parcare din partea cetățenilor. Ar dori să fie numai locuri de parcare. Eu vă spun că lucrurile sunt și de o parte și de alta. Unii vor cât mai multe locuri de parcare, alții spun, vă rog frumos, aici lângă bloc să lăsați spațiu, cât mai mult spațiu verde și să nu se apropie de geamul persoanei respective. Mai e o situație în care avea o zonă amenajată cu un an sau doi în urmă, unde era parcare, de exemplu, asfaltată. Și spuneau, domnule, dar la noi nu s-a modernizat. Într-adevăr, așa este, pentru că proiectul, când s-a creionat, s-a ținut cont că acolo este o parcare organizată, care este, într-adevăr, acum nu mai este nouă. Lucrările de amenajare din zona menționată fac parte dintr-un amplu proiect demarat pe Bulevardul Republicii, care cuprinde și strada Tudor Vladimirescu. Valoarea totală a proiectului este de 5.800.000 de lei, lucrările fiind executate de asocierea de firme Almiland și Darkons.